Zilele municipiului Roman au readus aerul de sărbătoare în întreaga zonă, seara de sâmbătă reunind mii de localnici în piața Roman Vodă. Cei prezenți s-au distrat la terasele special amenajate, au cântat și au dansat la concertul susținut de Talisman, Lora și Rafael. Sincer, îmi place extraordinar de mult. Niciodată Roman nu arăta ca acum. Atâtea locuri de joacă pentru copii, atâtea locuri amenajate frumos, cu bun gust, fără îngrămădeală, oameni amabili, politicoși, să ne ducem și noi să donăm bani, pentru că am înțeles că sunt niște acte de caritate și să dea Domnul să fie bine în continuare. De Lora știți, o să cântă și Lora în seara asta. Da, mie mi-este foarte dragă. Eu urmăresc la televizor, chiar sunt curioasă dacă arată așa și în realitate. Este o fată foarte deșteaptă și întotdeauna are cuvintele la ea. Laura Petrescu ne-a mărturisit și secretul succesului ei. Vreau să știu că bine, dar n-avem cum să reușim. Nu știm ce s-a întâmplat, dar o să ne mințim. Eu compun și chestia asta, talentul ăsta de compozitor, m-a făcut să am ușile la toate studiourile deschise unde vreau să lucrez. Și oamenii mă știau drept o fată talentată, o fată cu minte, o fată muncitoare. Și în momentul în care eu am vrut să fiu pe scenă, n-a mai fost deloc dificil, pentru că toți oamenii pe care eu am ajutat, m-au ajutat la rândul lor. După mult îndrăgita, Lora a urcat pe scenă membrii trupei Talisman. Solistul Alin Oprea a ținut să ne povestească despre turneul Înger pentru Îngeri. Este primul eveniment din turneul nostru Înger pentru Îngeri, un turneu care a ajuns la a treia ediție. În anul acesta, turneul nostru care are un scop caritabil, un scop nobil, zic eu, de a ajuta în fiecare oraș unde merge câte un copil bolnavior să se facă bine, sau mă rog, măcar să adunăm câte o sumă de bani, să-l ajutăm în speranța că își va aduna suma necesară pentru ceea ce are nevoie, în cazul de față câteva operații și câteva tratamente neurologice. Am venit să ajutăm un băiețel de 8 ani, Leon, îmi place mie să-i spun, sună foarte bine așa, un băiețel care dacă nu se tratează până în jurul vârstei de 10-12 ani, această boală poate fi letală pentru el. Rafael, fost solist al trupei Iris, momentan merge peste tot în țară la concerte alături de prieteni. Eu merg peste tot unde am plăcere, la concerte alături de prieteni, cum sunt cei de la Talisman, care sunt ca niște frați, cântăm împreună de 20 de ani aproape și a fost o mare bucurie să vin alături de ei la Roman, alături de un public senzațional. Detalii interesante din lumea artiștilor Lora, Alin Oprea și Rafael veți afla sâmbătă 23 mai în cadrul emisiunii Mondenități cu Andreea. Thank you.